și pentru Iisus acea frumoasă rundă de aplauze. Prietenii mei, în adunarea anterioară am început să vorbim despre un subiect pe care Iisus l-a spus. El însuși l-a rostit. Nu a trimis un profet să vorbească, pentru că este de mare importanță pentru noi. Trebuie să căutăm desăvârșirea, iar dacă nu o căutăm, vom fi lipsiți de această poziție în care Dumnezeu vrea să ne găsim. Se află în cartea lui Matei, capitolul 5, Matei 5, versetul 48, unde Iisus a spus astfel. Este al versetul 48, că Jesus disse assim: Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Acum, el vorbea despre un subiect și a terminat cu acest cuvânt. Putem lua acest cuvânt pentru orice în viață. A început acolo, în deschiderea capitolului fericirilor, iar apoi el spunea mereu astfel: Ai auzit ce s-a spus vechilor? De aceea eu spun. Întreg capitolul este plin de aceasta. Vei vedea în multe versete aici. În versetul 43, acela ce a precedat acest cuvânt. Dar acest cuvânt este pentru toți. Eu vreau să studiez cu voi ceea ce el a spus începând cu versetul 43. Misionarule, ce înseamnă să fii desăvârșit? Înseamnă să fii complet cu ceea ce Dumnezeu îți dezvăluie în cuvântul Domnului. Tu nu trebuie să încerci să te desăvârșești sau să descoperi ceva ce Dumnezeu vrea de la tine. Nu! Domnul Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său. Cuvântul a ajuns la inima ta și tu ai înțeles. Aceasta este misiunea lui Dumnezeu și începând din acel moment, tu ai un compromis cu acel cuvânt. Iar Iisus a zis, voi fiți dar desăvârșiți. Trebuie să căutăm desăvârșirea. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. În 43 zice, ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Aceasta e în legea lui Moise, acum vine legea Evangheliei. El făcea comparație între Vechiul Testament și Noul. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Deci avem 5 grupuri aici pentru care trebuie să facem ceva. În trecut era să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, acel prieten. Și acum? Trebuie să ne iubim vrăjmașii. Dar cum să iubim, misionarule? Cetățeanul vrea să mă distrugă și eu îi voi oferi cadou micul dejun în fiecare săptămână? Uneori, se poate chiar întâmpla că într-o zi el se alunge gândul rău, pentru că el nu știe ce este în inima lui, dar poate că într-o zi Dumnezeu îți dă un semnal. Deci tu aștepți semnalul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu ți-l dă, nu trimite. Dar ce înseamnă a iubi? Înseamnă a avea promisiunile lui Dumnezeu și a le cere în favoarea acelei persoane. Pentru că, fratele meu, nimeni nu se ridică împotriva noastră din întâmplare. Nu e numai pentru a ne urmări, dar ci și pentru a ne conduce în păcat. Dacă o persoană flirtează cu tine știind că ești căsătorit și ai un angajament, este demonul cel care îndeamnă acea persoană la a te încânta. Nu înseamnă că dintr-o dată ea a văzut în tine o persoană specială. Dacă cineva s-a uitat la tine și a spus, nu mi-a plăcut de tine, poți să fii sigur că diavolul acționează în viața lui. Dacă o persoană vrea să-ți facă rău, să te prejudice la firmă, e diavolul cel care o întrebuințează. Care este porunca lui Iisus? Eu voi urâ. Nu! Iubește acea persoană. Dumnezeule, este o forță demonică care acționează în această persoană, iar diavolul vrea să mă folosească și pe mine, făcându-mă să urăsc această persoană. Ea îmi face rău, dar eu cunosc cuvântul tău, eu voi binecuvânta, pentru că astfel eu eliberez această persoană și nu mă murdăresc. Așa că trebuie să-l iubim pe dușmanul nostru, adversarul nostru, și trebuie să binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Cineva a vorbit de rău de tine, te-a insultat, te calomnează, voi deschide un proces împotriva persoanei, deschide chiar, dar un proces spiritual.
Dumnezeule, vreau să binecuvântez această persoană. Nu voi întrebuiți avocatul la tribunal, deoarece curtea este atât de plină de procese. Îl las pe aceia care nu te cunosc. Voi intra în adevăratul tribunal care rezolvă această situație. Voi intra pentru a binecuvânta. Ceea ce a vorbit această persoană despre mine, vreau să primească dublu, dar în binecuvântare. Vreau să fie liberă, pentru că eu nu îndatorez nimic. Și dacă îndatorez, Doamne, îndatorez. Și acum voi desemna adevăratul avocat care nu pierde nicio cauză. Domnul Iisus, Iisuse, eu te desemnez, pentru că este cuvântul Tău. Cred în cuvântul Tău și vreau ca Domnul să mă întrebuințeze. Acum, pentru a binecuvânta această persoană, pentru a-i deschide calea, pentru a-l împiedica pe diavol să o distrugă. Iar distrugându-o pe ea, mă distrug și eu. Eu nu vreau să am nimic de a face cu diavolul, așa că am să o binecuvântez, pentru că a căzut în plasa inamicului. Și chiar dacă vă întâlniți și persoana te atacă fizic sau verbal, nu, poate să te oprești. Eu te iubesc în numele Lui Hristos, știu că această criză va trece și Dumnezeu te va binecuvânta în numele Lui Iisus. Al treilea lucru pe care trebuie să-l facem, faceți bine celor ce vă urăsc. Nimeni nu ne urăște din întâmplare. Dacă persoana se ridică împotriva ta, fratele meu, înseamnă ceva. Există persoane care nu suportă să vadă succesul altuia, a căror plăcere este a denigra acea imagine și a vorbi de rău, a murdări imaginea acelei persoane. Dacă este cazul tău, fă bine. Tu nu vei face nimic? Sigur că voi face. Răspunsul va fi la înălțime. Dumnezeul meu, eu vreau ca această persoană să se trezească, pentru că săraca de ea va cădea într-o gaură din care nu va mai ieși niciodată. Ea acum a avut șansa de a fi binecuvântată, pentru că ea a vorbit de un fiu al Domnului care are autoritate asupra răului. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și scorpioni și peste întreaga forță inamicului și absolut nimic nu vă va face vreun rău. Deci, Dumnezeule, voi folosi această putere acum. Satana, ia mâna de pe această persoană, ia toată minciuna utilizată pentru a-mi putea face rău, că mă urăște, mă prejudicează, că vrea să-mi distrugă familia. Eu o binecuvântez în numele Lui Iisus. Majoritatea nu fac asta. Majoritatea intră în același joc al diavolului și apoi nu știu de ce Dumnezeu nu mă binecuvântează, pentru că nu ești desăvârșit. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc. Este șeful tău, este angajatul tău, e soția ta, e soțul tău. Indiferent de cine te maltratează, fratele meu, fă bine, roagă-te pentru acea persoană. Dumnezeule, vreau ca ea să fie binecuvântată. Vreau să văd această persoană eliberată în numele Lui Iisus. Și vă prigonesc, atât cei care maltratează, cât și cei care urmăresc. Dar această persoană nu se va opri din a mă urmări, va fi toată viața. Dumnezeule, așadar, eu voi împlini acum cuvântul Tău. Voi face bine aceste persoane, mă voi ruga pentru ea, voi binecuvânta, voi iubi, voi face tot ceea ce Iisus a poruncit. Apoi, El explică în versetul numărul 45, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Misionarule, ce trebuie să fac? Ceea ce a zis Iisus. Ce a zis Iisus aici? Pentru ce trebuie să fac toate astea? Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Dar nu L-am acceptat deja pe Iisus? Nu sunt deja Fiul lui Dumnezeu? Tu L-ai acceptat pe Iisus, dar dacă nu faci aceste cinci lucruri, uită. Prietenul meu, trebuie să faci ceva. Dacă nu iei în stăpânire ceea ce spune Dumnezeu, nu vei ajunge niciodată acolo. Misionarule, dar eu am crezut că pentru a ajunge în cer, trebuie doar să-L accepți pe Iisus. Înseamnă să-L accepți pe Iisus, dar aici, cinci lucruri pentru a fi fiul lui Dumnezeu. Care sunt? În primul rând, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Tu nu vei fi fiu sau fiica Lui dacă nu vei împlini aceste cinci lucruri. Haideți să sărim la versetul final. Voi fiți, dar desăvârșiți. Cinci condiții. Deja L-am acceptat pe Iisus și încă trebuie? Trebuie. Dacă nu, nu vei fi. Voi fiți, dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dacă vrei să fii fiul Lui, dar minți, ai ură, resentiment, tristețe, dacă te rogi ca Dumnezeu să omoare sau să distrugă pe cineva, oprește-te astăzi. Schimbă. Cel care vorbește este Iisus și ceea ce Iisus spune este adevărat. El îți dă cheia ca tu să fii recunoscut în lumea spirituală ca fiul lui Dumnezeu. Permiteți-mi să spun o rugăciune. Tată, în numele lui Iisus, eu vin să-ți mulțumesc acum
pentru ceea ce Domnul a vorbit. O, Dumnezeule, sunt o mulțime de oameni din întreaga țară care se roagă acum. Sunt oameni care spun, eu vreau acest cuvânt, trebuie să mă schimb. Tată, salvează această persoană care îl acceptă pe Iisus, care se convertește și care ți se oferă ție acum. În numele lui Iisus, Tată, schimbă această persoană pentru slava Ta, în numele Domnului Iisus și amin. Să ascultăm acum prima întrebare. Pot să fiu salvată prin faptele mele bune? Prietena mea, cine nu face fapte bune e nebun. Niciodată nu suntem neutri. Ori facem o faptă bună, ori facem o faptă rea. Prin fapta rea vom plăti un preț scump, iar prin fapta bună vom fi recompensați. Salvarea vine dacă îl accepți pe Domnul Iisus în sufletul tău, dăruindu-ți viață, organizând-o în funcție de cuvântul lui Dumnezeu și luptând. Iisus a zis că nu e suficient doar să accepți. Noi deja am văzut astăzi că există 5 condiții. Acum, El a spus că cel care va persevera până la final va fi salvat. Multă lume deja a acceptat. Cred că dacă aș reuni într-un spațiu deschis dintr-un oraș toate persoanele din lucrarea mea de slujire care l-au acceptat deja pe Iisus, s-ar strânge câteva milioane de persoane. Prin intermediul televizorului, față în față, acea mulțime care ridică mâna în reuniuni mari, cum se întâmplă în São Paulo, în Rio de Janeiro, Doamne, eu îl accept pe Iisus, dar perseverează? Nu perseverează și astfel nu vor fi salvați. Iar cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla e ca tu să pierzi salvarea eternă, pentru că nu vei avea altă șansă. Vei fi separat de Dumnezeu pentru totdeauna. Continuă să faci fapte bune, nu face niciodată o faptă rea, dar fă cea mai bună faptă, dăruiește-ți sufletul Domnului, ai încredere în El și El va avea grijă de restul. A doua întrebare acum. Misionarule, aș vrea să știu dacă a lăuda pe Domnul e o formă de rugăciune. Rugăciunea este atunci când vorbești cu Dumnezeu despre cuvântul Său. În momentul în care vorbești cu Dumnezeu, poți și trebuie să lauzi pe Dumnezeu. Ce este lauda? Înseamnă a elogia și a lăuda calitățile Domnului. A lăuda pentru ceea ce El este, ce a făcut, ce a promis și a îndeplinit, pentru tot ceea ce m-a ajutat. Acum, rugăciunea este mai profundă decât aceasta. Rugăciunea este expresia inimii tale despre un anumit subiect, pentru a lua în stăpânire, pentru a mulțumi sau pentru a folosi puterea lui Dumnezeu și pentru a distruge acel rău. Și toată lumea trebuie să se roage cu credință și determinare și astfel Dumnezeu binecuvântează. Acum vreau să văd toată lumea în picioare pentru că vreau să mă rog împreună cu voi. Iar acum vom face o rugăciune puternică pentru a ieși din viața ta toată amărăciunea, toată lucrarea rea, pentru ca tu să fii liber de acest lucru și îl sluji pe Dumnezeu în întregime. Apleacă-ți capul și închide ochii. Tată, am intrat în prezența Ta și am venit, Doamne, să ne unim credința cu cine este hotărât să-și schimbe viața, cu cine este hotărât să pună capăt suferinței, cu cine a luat decizia de a termina cu tot ceea ce vine de la inamic și îi încurcă viața. Și acum, Tată, mă rog nu numai pentru cei care sunt aici în biserică, ci și pentru mii și milioane de oameni care ne urmăresc în toată România. Oameni, Doamne, care au probleme, precum gumă de mestecat peste care călcăm pe stradă și se lipește de talpa pantofului și de multe ori, Doamne, murdărește covorul, murdărește și alte locuri, iar noi avem dificultate de a o scoate. Multe lucruri sunt prinse în sufletul nostru, Dumnezeul meu drag. Este o nerecunoștință, o răutate ceea ce ne-au făcut și aceea ne creează o rană, Tată. Ne creează o situație jenantă. Există oameni care nu reușesc să se roage. Deja nu mai reușesc să trăiască. Nu mai au deja, Doamne, acea bucurie. Iar acest lucru face ca persoana să trăiască într-un mod trist. Dar, Dumnezeule, noi cunoaștem cuvântul Tău, știm promisiunile Tale, știm că cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele Tale niciodată, în niciun caz nu vor pieri. Așa că ajungem acum înaintea acestei surse și îți cerem să ne curățești de tot păcatul care ne seacă sufletul și să ne faci, Doamne, puternici în rugăciune.
Doamne, eu îmi unesc acum credința cu credința acestei persoane pentru a îndepărta din sufletul ei acel lucru rău, care pătruns și care nu permite ca soțul să fie fericit cu soția, ca soția să fie fericită cu soțul, care separă tatăl de fiu, mama de fiică, fiul sau fiica de tată sau de mamă, ginerele de soacră, socrul și soacra de ginere și noră. Tată, îți cerem acum acea eliberare. Tată, vino și acționează, vino și vindecă, vino și transformă, vino și schimbă această viață. Fratele meu, este momentul tău de a vorbi cu Dumnezeu și de a-ți deschide inima, iar vindecarea ta va apărea și prosperitatea va veni și atunci soluția problemei tale va deveni reală în viața ta. Roagă-te acum în numele lui Iisus, pentru că în acest nume tu poți anula forța răului. În acest nume poți să arunci ceea ce nu-ți servește. În acest nume poți deveni victorios. Tată, din creștetul capului până la tălpi, în corp, în tot sufletul, în tot spiritul, în familie, tatăl meu, în viața acestei persoane, fă ca ea să fie purificată acum, în sângele lui Iisus Hristos. Iar eu spun întregului rău, pleacă și nu te mai întoarce, ești dărâmat, în numele lui Hristos.